Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Investim în Iași. Astăzi o ediție în care vom discuta despre antreprenoriat, dar și despre problema marșului motorizat din acest weekend. În plină era tehnologizării, tot mai mulți români sunt tentați să cumpere obiecte noi de mobilier din marile magazine și, dacă se poate, ceva mai ieftine din PAL sau MDF. Așa se face că renunță uneori la obiecte vechi din lemn masiv sau sculptate manual. Ce ar fi dacă cineva ar lua aceste obiecte și le-ar da o nouă viață? Una vibrantă care să dea o nouă imagine casei noastre. Invitata mea de astăzi face un astfel de lucru și a demarat un business prin care recondiționează și reutilizează mobilierul vechi. Este vorba despre Magda Ungureanu de la Redecor. Mulțumesc foarte mult, Magda, pentru prezență! Eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur mult să mă aflu aici, alături de voi. Astăzi vorbim așadar despre ce înseamnă să fii, știu că ai să spui mare lucru, că e mult spus poate antreprenor, ci un om care a pornit de la zero o inițiativă, o mică afacere prin care să-și valorifice un talent și un hobby, dar și să încerce să trăiască de pe urma acestei activități. Redecor se numește compania, firma pe care o conduci. Da, da. Redecor Atelier se numește. Deocamdată ne găsiți pe Facebook. Acolo vedeți postări și o parte din lucrările pe care le facem împreună cu soțul. Și ce faci mai exact? Totul a început, așa cum ai spus, din pasiune, dar și din nevoie. Nevoia de a avea o piesă de mobilier durabilă, dacă se poate dintr-un material natural, mai exact lemnul, și de a nu mai cheltui prea mulți bani pe piese noi de mobilier care poate nu sunt de o calitate foarte bună, care nu durează atât de mulți ani ca o masă din lemn masiv sau un scaun sau altă piesă de mobilier. Și de aici a început totul. Nevoie, dar și pasiune. Sau din nevoie am descoperit pasiunea. Și treptat, cam de anul trecut încoace, lucrurile au mers în direcția asta și s-au dezvoltat. Astfel încât pot să spun că acum avem un atelier în care recondiționăm mobilier, canapele, fotoli, scaune, și când găsim obiecte care pot fi recuperate, gen veselă, tacâmuri, rame vechi de tablouri, le recuperăm, le recondiționăm și uneori chiar le regândim scopul. Destinația lor. Haideți să menționăm faptul că până anul trecut, da, sau până de curând, aș putea spune, da, ai fost angajată, da? Da, am lucrat de când am terminat facultatea, de prin 2004, am fost angajată și în companii românești și în companii multinaționale. Nu pot să spun că, vai, mi-ar fi plăcut să fi fost antreprenor mai devreme. A fost în fiecare companie a fost o experiență și am avut lucruri de învățat, în special din multinaționale, companii din afară care vin cu altă cultură organizațională, cu altă cultură muncii, cu altceva, cu un alt aer. Care te și formează sau te antrenează și te educă în direcția aceasta, în a fi foarte disciplinat și a fi extrem de productiv în munca pe care o faci. Exact, da. Ce vreau eu să te întreb, înainte de a-i detalia puțin în ce constă exact munca, cum o desfășori și așa mai departe, este cum a fost trecerea aceasta de la statutul de angajat la statutul de om pe cont propriu, de freelancer, de antreprenor, cum vrei să-i spui, pentru că este o perioadă de tranziție, din momentul în care te apuci de un lucru până când începe să se autosusțină din punct de vedere financiar. Da, este, într-adevăr. Mi-a fost foarte greu și, de fapt, nu aș fi renunțat eu din propria inițiativă. Dar, cum se întâmplă de cele mai multe ori că cineva lucrează în favoarea ta și cineva de acolo de sus ne iubește, s-a întâmplat ca la un moment potrivit, pot să spun, punctul de lucru al companiei la care eram angajată, punctul de lucru din zona Moldovei, s-a închis. Au fost restructurări, s-au restrâns ca și activitate în România și atunci am rămas doar cu activitatea. Chiar am spus, uite, da, începuse deja să lucrez cumva, da, la proiecte de genul aveam acesta. Aveam vreo 4-5 luni de când mai primeam câte o comandă, dar la un nivel foarte mic. Da, asta înseamnă că deja pasiunea o aveai cumva, adică ți-ai recunoscut, ți-ai identificat-o cumva în ce făceai. Da. Și chiar vorbeam cu prietenii așa la întâlniri, cu soțul și spuneam, uite, e bine să mai ai o activitate în paralel cu serviciu, dar o activitate gen de weekend sau când și când după amiaza, pentru că un serviciu nu-ți permite mai mult. Dar e bine să o ai, pentru că nu se știe niciodată ce schimbări apar pe piața muncii și rămâi fără serviciu. Și uite, ai ce să faci în continuare.
Deci s-a întâmplat să rămân cu activitatea asta și atunci automat tot timpul, toate resursele mele, toate cunoștințele mai mult, le-am îndreptat în direcția aceasta. Dar ai vreun background din punct de vedere al formării artistice sau de, nu știu, sau poate în zona aceasta a tâmplăriei, pentru că ele sunt mai multe arii pe care trebuie să le cuprinzi. Sunt, într-adevăr, odată tot ce ține de partea a lemnului. Trebuie să știi multe lucruri. Sunt multe esențe de lemn. Fiecare se tratează și cu fiecare se lucrează într-un mod diferit. Dacă nu știi lucrul ăsta, la un moment dat, produsul tău final va începe să-i apară defecte. Și nu-ți permiți asta. Mai ales când susții că dai clientului o piesă de mobilier unicat. Apoi vine partea de croit, partea de tapiserie la o piesă de mobilier. Acolo trebuie croită, trebuie cusută. Sunt materiale speciale care se folosesc, nu sunt metraje normale pe care le găsești pentru textile, pentru îmbrăcăminte. Și trebuie să ai o anumită mașină de cusut ca să le poți scoase și da, sunt detalii. Și toate acestea ți le-ai achiziționat în timp pentru a putea, probabil, alte ustensile necesare efectiv pentru lucrul acesta? Da, deocamdată nu am investit foarte mult, adică am achiziționat strict un necesar cu care să pot să fac, să-mi fac munca cu rezultate bune. Mai am de achiziționat anumite scule, anumite lucruri care să mă ajute să fac mai repede comenzile, lucrările. Și poate cu finisaje un pic mai fine, mai da, de calitate. Da, sunt anumite scule cu care faci lucrurile să fie altfel sau faci lucruri mai complexe. Nu le faci atât de simplu. Hai să vedem exact ce poate face un redecorator, să spunem, sau o persoană care a demarat un astfel de business. Ce se poate întâmpla cu un mobilier vechi pe care l-ai în casă? Adică în ce îl putem transforma și cum poate schimba cu adevărat interiorul unei locuințe? Da. Tu ai dat deja câteva exemple de regulă, lucruri pe care le-ai recondiționat. Da, da. Se pot schimba astfel încât să zici, wow, asta e, de unde ai luat-o? Ce piesă de mobilier este? De unde ai luat-o? Vreau și eu. Asta s-a întâmplat, să-mi spună multă lume. Sau poți să regândești, cum am mai spus, să regândești destinația. De exemplu, o comodă veche. Poți să o tai o anumită parte din ea și parte să fie un loc pentru șezut și cealaltă parte pentru depozitare. De exemplu, am folosit niște rame de tablouri vechi pe care le-am reparat, unde a fost cazul, le-am revopsit, le-am dat o patină și le-am pus cu licheni. Deci, care sunt niște mușchi de materiale pe care îl utilizezi, da. Este tot mai divers. Bănuiesc că este abia începutul, câte vreme ai abia se un folosi, an de când faci lucrul ăsta. Se pot folosi foarte multe materiale și sunt multe materiale naturale, cum e lemnul, mușchii, care merg foarte bine împreună. Oricum, toate piesele de mobilier pe care le ai în casă, chiar și cele din pal, se pot transforma. Pentru că, nu toată lumea are piese din lemn masiv, piese de mobilier din lemn masiv. Una pentru că e greoi, necesită spațiu mai mare. De obicei, lemnul masiv îl găsești în case, în apartamente foarte mari. Sau în casele celor care iubesc stilul clasic și mai vechi. Și de regulă vii tu cu idei referitoare la cum poate fi schimbată destinația unui obiect vechi? Sau este... Și cine sunt clienții tăi care se îndreaptă către tine pentru a le, iată, valorifica unele lucruri pe care le păstrau închise în debara. Depinde de ce tip de mobilier vorbim. Dacă e vorba de scaune, mese, comode, dulapuri, de regulă, din ce am avut până acum, au fost clienți cu case, clienți care nu vor să renunțe. Știu că e o piesă valoroasă până la urmă și nu vor să renunțe la ea pentru a da poate mult mai mulți bani pe ceva din comerț care nu-i la fel de pe placul lor, să zic așa. Pe partea de retapițări, pe partea de huse pentru canapele, acolo clienții sunt foarte diversi. Deci nu pot să spun că sunt dintr-o anumită categorie. Adică am foarte mulți clienți care au copii și ori au o canapea mai veche și mai uzată din cauza materialelor, care nu sunt de foarte bună calitate și în 2-3 ani se strică și atunci vor să-i schimbe aspectul, dar fără deci să cheltuie o chestiune mulți. De funcționalitate, adică vor să înnoiască aerul unui obiect de mobilier. Exact, și să nu cheltuie foarte mult, pentru că o retapițare a unui colțar, de exemplu, poate ajunge la 1500-2000 de lei, cu tot cu materiale. În schimb, o husă, care vine croită exact pe mărimea, pe forma canapelei, astfel încât să stea, să nu fugă,
o husă e undeva la jumătate de preț, cu tot cu materiale și eu mă ocup de tot. Adică clientul doar îmi deschide ușa și îmi spune cam ce culori îi place, cam ce modele de materiale și cam atât. Măsurătorile, materialele, cumpărarea lor, aducerea lor și montarea pe canapea. Da, croirea dacă... acolo, apoi coaserea și apoi montarea pe canapea, da, da. Și din categoria asta, cei care vor huse sau retapițări, am avut și oameni cu foarte mulți bani și cu case imense, care și-au cumpărat canapele foarte scumpe, dar având copii sau poate un animal în casă, vreau să-i prelungească cât mai mult viața canapelei și cu tapiserii din materiale foarte fine și mai pretențioase și atunci îți dorești să nu pui un pled, pentru că îi strici frumusețea canapelei. Dacă pui o pătură sau un pled pe o canapea, nici nu stă și nici nu arată bine. Și atunci ai nevoie de o variantă de mijloc, să te mulțumească în mai multe direcții. Ok, ca și în cazul hainelor, unde se poartă în acest moment piesele vintage și este un curent, există și un curent în zona aceasta a reutilizării mobilii? Adică ați prins în această perioadă o zonă în creștere cumva? Cred că a început să fie. Cel puțin în sud, în București, am văzut că sunt și târguri pe tema asta. Târguri mai mult de design, dar în aceste târguri de design există și categoria aceasta de a refolosi sau, cum spun americanii, do it yourself, DIY, proiecte DIY, do it yourself. Și cred că vor cuprinde încet toată țara. Sau așa sper. Ușor, adică ușor. Eu cred că este important să ne mai oprim un pic din cumpăratul ăsta așa nebunesc. Oriunde mergi, în orice magazin, e multă lume, e coadă, e nebunia, să cumpăr. Trebuie să te uiți un pic și în jur și să vezi. Am niște piese care pot fi transformate. Chiar dacă poate nu-ți permiți să le duci la un atelier, dar sunt ateliere care te învață cum să folosești vopseluri. Sunt foarte multe vopseluri de tot felul pe care le poți folosi tu acasă, fără să știi vreo școală, să faci, să ai experiență. Deci nu e nevoie de asta. YouTube-ul, ca și alte canale sau alte surse, da. Internetul în general îți oferă foarte multe idei de a redecora casa sau de a avea idei Da, și sunt vopselurile cu care poți să le aplici fără să pregătești lemnul prea mult în prealabil, doar să fie curat și poate foarte puțin șlefuit. Bun, din ce am înțeles eu, nu ați avut o experiență anterioară în zona aceasta a tapiseriei, a tâmplăriei, nimic no. din... Cum ați învățat meseria? Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte că nu mai trăiește de 10 ani, tatăl meu, eu am crescut la munte, în Apuseni. Și tatăl Dar meu... Dar v-ați mutat în Moldova, sunteți ardeleancă, de fapt. De 10 ani sunt moldoveancă prin adopție. Și îmi place foarte mult aici. Multă lume îmi zice, băi, dar tu ai venit contra curentului, de obicei mulți pleacă de noi aici. Mulți pleacă de astea, în ultima perioadă. Înspre. Și eu cred că tot e vorba de mentalitate, că vai, Moldova, că e mai departe un pic, că e mai în est. Dar este foarte frumos și aici, oameni de toate felurile le găsești și acolo și aici. În fine, revenind la mobilier, tatăl meu mai lucra cu lemnul. De exemplu, acolo în Apuseni, în zona noastră, se purta încă se mai poartă, cei care și-au pus pe casă și în drilă. Acele scânduri de lemn care aveau o anumită formă, erau decupate într-o anumită formă și puse pe lemn pentru a izola și pentru a avea un aspect rustic, ca la munte. Acolo e lemn, casa cu ce să fie, doar nu o fi cu plastic sau cu alte materiale. Și atunci e învelită în lemn și un lemn modelat ca să arate frumos. Și mai făcea, mai făcut și câteva piese de mobilier. Știu, când sora mea s-a mutat în prima ei casă, în Cluj, tatăl meu i-a făcut mobilierul. Deci cumva ați trăit într-un mediu în care lemnul era valorificat și era iubit, era apreciat, da? Da, da. Dar nu neapărat ați lucrat, doar i-ați văzut, l-ați urmărit, nu ați pus mâna să... Da, pentru că eram copil și nu... Nu știați niciodată că o să moșteniți această dragoste, că nu neapărat un talent, adică... Și până la urmă ați învățat pe cont propriu, da? Da, pe cont propriu și lucrând. Am înțeles că ați fost pe la câteva ateliere de tâmplărie, n-a fost neapărat o primire, adică și experiență foarte plăcută. Da, nu da. Le place să le furați meseria, nu? Da, așa este. Încă există concepția că dacă vine unul tânăr și vrea să învețe, automat îmi și fură clienții. Dar când v-a văzut o doamnă așa, n-au spus asta, nu-i meserie pentru femei, nu a fost și replica asta? N-au spus asta, nu. Dar toți au spus că nu au timp să învețe pe altcineva, adică toți sunt ocupați. Într-adevăr, există piață, există clienți, potențial clienți. Și tot ce am învățat până acum, am învățat cam singură, m-am folosit mult și de media, am citit mult de pe internet, am urmărit tot felul de filme de pe YouTube,
multe din afară, din state, din Anglia, dar cele mai multe din Statele Unite. Și am testat, la început pe produsele mele și apoi și pe ale clienților. Am avut și situații în care am avut niște scaune la retapițat și în momentul în care le-am desfăcut, am zis, opa, acum cum le fac la loc? Și acolo a fost momentul în care am cerut ajutorul unor tapițeri cu experiență și până la urmă am primit și acea lecție dură pe care cred că o primești în momentul în care începi o activitate pe cont propriu. La un moment dat se întâmplă să primești una, două, trei, poate mai multe lecții dure. La mine asta a fost prima, cum că trebuie să te descurci pe cont propriu, să înveți și să ai grijă ce comenzi ei, să te documentezi cât mai bine înainte de a spune, da, pot să-l fac pe ăsta. Dar, pe de altă parte, este și bine să riști, pentru că altfel nu înveți. Dar în momentul în care ești pus în fața faptului împlinit, ești automat obligat să găsești soluții și le găsești. Ok, care e proiectul care, la care țineți până în acest moment cel mai mult? Adică un lucru care, pe care îl găsiți și foarte ingenios, agreabil, nu știu, pe care clienții deja îl apreciază foarte mult. Știu că pe Facebook, așa cum ați anunțat, sunt fotografii cu lucrările pe care le faceți. E cel mai important mediu prin care vă puteți promova. Și da, acolo se vede mai bine decât în descrierile noastre și în discuția noastră ce puteți face. Dar ce este un lucru care chiar spuneți că v-a ieșit foarte bine, s-a potrivit exact spațiului căruia era destinat? La ce țineți mult? Tot legat de partea de tapiserie. Foarte apreciate și cerute sunt husele. Husele acestea croite pe fiecare model și tip de canapea. Ele sunt destinate doar pentru protecție sau le faceți în niște culori care să schimbe cumva imaginea interiorului? Da, schimbă și imaginea, în primul rând, a canapelei, dacă e vorba de canapele uzate. Iar dacă e vorba de o canapea nouă, încercăm să o facem astfel încât să nu-i strice forma, designul canapelei noi. Iar partea cealaltă legată de tapiserie, care este foarte apreciată, este partea de tapiserie tip diamant, se cheamă. E acea tapiserie în carouri, în romburi, și vin trase prin suportul de lemn și la final au un aspect mai deosebit. Un aspect mai, nu știu, spre regal, adică te duce cu gândul la acele canapele vechi din... Deci le nobilați în adevăratul sens al cuvântului, nu doar la întâmplare. Costurile, pentru că ați menționat un lucru legat de retapițare, spre exemplu, și de aceste huse pe care le faceți. Costurile, cum le stabiliți? La metru pătrat, la tipul de lucrare? Da, și asta a fost o provocare la început, pentru că neavând experiență, neavând un, nu știu, un specialist în finanțe sau în... Deși ați făcut vânzări până la demara proiectul acesta. Da, da, dar nu am fost niciodată implicată în procesul de stabilire a prețului. Deci lucrați cu prețurile, dar nu știați ce e în spatele lor neapărat. Nu știam ce e în spate, cum se fac prețurile. Adică aveam o idee că trebuie să fie o parte, tot ce înseamnă materialele care intră acolo, costurile care vin din tot ce înseamnă logistică, oameni și așa mai departe, plus profitul curat care trebuie să-ți rămână. Dar n-am fost niciodată implicat în procesul de construcție a prețului. Și am avut, în activitatea asta mea, am avut de multe ori îndoieli și întrebări dacă am făcut prețul corect. Că până la urmă asta e cel mai important, ca prețul să fie corect și pentru mine și pentru client. Pentru că dacă eu vin cu un preț prea mare față de cât merită acel produs final, risc să-mi stric piața, reputația, să-mi îndepărtez clienții și nu ăsta e scopul. Scopul meu este să am o activitate pe un timp cât mai lung, o activitate din care să pot să trăiesc și care să mă lase și să fiu aproape de copil. Pentru că apropo de copil, și asta da, a fost o parte din motivele sau unul dintre motivele pentru care am decis că ok, s-a întâmplat așa cu serviciu, rămân așa. Să menționăm lucru că faptul că sunteți mămică a unui băiețel de 9 ani, da, asta înseamnă că sunteți, conform noi titulaturi care circulă în acest moment în piață, mamprenoare, da? Da. Adică și mămică și antreprenor. Chiar participați la, sau sunteți membru al acestei comunități numite Mamprenoare. Cât de mult a contat sau a ajutat acest lucru, faptul că vă întâlniți cu persoane care au aceleași preocupări? Oh, foarte important. Nu credeam, adică în joburile unde am fost, tot timpul conta foarte mult echipa și oamenii cu care lucrezi. Dar niciodată nu m-am gândit cât de importantă este comunitatea și oamenii cu care te înconjori. Foarte mult curaj și foarte mult am avansat și am evoluat în momentul în care am intrat în comunitatea Work at Home Moms din Iași,
Asta a fost prima comunitate în care am intrat și apoi a venit Mamprenoare. Ei, și aici am întâlnit cu mame, ca și mine, care poate erau în același moment, adică renunțau la job și treceau la activitate pe cont propriu, sau întâlneam mame care aveau deja ani în spate de când renunțaseră la job și aveau succes și asta era o motivare pentru mine să-mi urmez și eu visurile, cum se spune. Iar recomandările, adică mamele, chiar se ajută între ele. În ambele comunități, și în Work at Home Moms și în Mamprenoare, chiar ne susținem, ne recomandăm în mediul online, în mediul offline, unde reușim. Chiar cu această cale aș vrea să mulțumesc comunității Mamprenoare din Iași, în special Irinei Nichifiriu, de la Sfatul Mamei. Ea a fost cea care m-a încurajat și mi-a spus, du-te! Și ea coagulează, să spunem, tot ce înseamnă mămici care vor să aibă și un business pe cont propriu. Și multe mame, în schimb, au oarecare temere. De asta am și început discuția cu cum a fost pasul de la statutul de angajat, cu un salariu fix, cu niște condiții cumva cu predictibile, siguranță. Și au temerea aceasta că nu or să reușească, că nu au suficient de mulți bani pentru a demara un business, că nu se vor descurca. Care e părerea dumneavoastră acum, după ce ați trecut prin tot acest proces al îndoielilor, bănuiesc? Da, e dificil să treci de la momentul în care știi că pe data 15-a lunii îți intră niște bani în cont, indiferent ce faci, da? Banii îți intră, că e salariul care este garantat. Să treci la situația în care știi că vei primi niște bani dacă vei face ceea ce trebuie. Tu. Adică tu ești cu tine și trebuie să faci lucrurile astfel încât la final de lună să știi că ai avut niște venituri din care ai putut să susții măcar o parte din cheltuielile familiei. Că, na, de regulă, într-o familie există și soțul. Mai sunt în comunitățile acestea și mame care se descurcă foarte bine singure. Adică doar ele și copiii. Din activități, nu știu, de handmade, de tot felul. Fotografie, de sunt foarte multe domenii da, în care fac. Da, sunt foarte multe domenii. De asta spun că aceste comunități m-au ajutat foarte mult, pentru că, în primul rând, ai nevoie de curaj și ai nevoie de exemple. Să vezi că în jur și alții au putut. Și atunci, automat, îți vine în gând, păi, eu de ce n-aș putea? Foarte mult te ajută sfaturile lor, pentru că foarte multe mame vin și îți spun... Ok, trebuie să iei pas cu pas. Din comunitățile acestea am învățat, și în special de la Alina Bota, fondatoarea Mamprenoare, am învățat că nu trebuie să ai bani ca să începi ceva pe cont propriu, ci să ai expertiză, să fii bun în ceva, să știi, să te pricepi la ceva, să ai curaj și să fii deschis. Să comunici foarte mult. Și destul de perseverent pe ideea pe care o ai, să nu renunți la primul hop pe care îl întâlnești. Și trebuie să fii și organizat. Și sunt mai multe care congruează, să spunem, la tot ce înseamnă reușita unui business. Eu mulțumesc foarte mult Magda Ungureanu, proprietară de Core, pentru că ne-ai împărtășit practic din ce a fost experiența ta legată de deschiderea unui business și concluzia ar trebui să fie că cine are cumva vreo idee sau îndoiel sau vrea să testeze, să vadă cum este să fie antreprenor și mămică în același timp, să facă o vizită pe la evenimentele Mamprenoare și acolo or să se întâlnească cu alte mămici cu aceleași preocupări și aceleași îndoieli legate de cât de complicat este să ai un business pe cont propriu. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în cadrul emisiunii noastre. Noi facem acum o foarte scurtă pauză și revenim în direct cu alți doi invitați.